Vă spun bună dimineața și pacea Domnului în această ocazie mult binecuvântată de Dumnezeu. Îi suntem recunoscători lui pentru bunătatea sa, pentru îndurarea sa, pentru protecția din timpul nopții. Sper că ați avut parte de o odihnă binecuvântată în noaptea care a trecut și în aceste clipe putem să fim mai proaspeți în a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Spun bun venit acelora dintre dumneavoastră care poate sunteți pentru prima dată alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să-și reverse belșugul său de har și de binecuvântare peste dumneavoastră și peste întreaga familie. Fie ca și această ocazie de studiu, de închinare, de rugăciune, să ne aducă mai aproape de Dumnezeu și unii de alții. Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, așa după cum ne-am format un obicei, aș vrea să vă invit să ne rugăm împreună. Și pentru aceasta, toți aceia care aveți posibilitatea, vă invit să îngenunchem și să ne rugăm Bunului Dumnezeu. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, în numele Domnului Isus Hristos venim înaintea ta și te rugăm ca în aceste momente de dimineață să fii alături de noi, să ne vorbești din cuvântul tău și dorim, Doamne, mai mult decât atât, ca acest cuvânt sfânt să fie o binecuvântare pentru noi toți. Fii alături de mine acum când voi deschide cuvântul, fii alături de cei care aud acest cuvânt și ajută-ne, Doamne, ca să nu fim nu numai ascultători, ci ajută-ne să fim în mod special împlinitori ai cuvântului tău. Ne predăm viața noastră în mâinile tale, prin Domnul Isus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Dragii mei, în această dimineață continuăm studiul nostru în cartea profetului Habacuc și mesajul nostru poartă titlul De ce vin babilonienii? De ce vin babilonienii? Și aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în cartea Habacuc la capitolul 1. Așa după cum am învățat aseară, această carte a fost scrisă înainte de năvălirea Babilonului asupra împărăției lui Iuda și am dovedit lucrul acesta foarte clar din Scriptură. Însă, mesajul nostru în această dimineață se va concentra în mod special asupra unui punct foarte important și este bine ca să urmărim cu atenție. De aceea vă invit să aveți Sfânta Scriptură alături de dumneavoastră. Este bine ca să aveți un instrument de scris, niște foi la îndemână, în felul acesta să puteți urmări și mai mult decât atât să puteți recapitula în timpul dumneavoastră de liniște cu Dumnezeu ceea ce studiem și în această dimineață. Dacă vă aduceți aminte foarte bine, în ocazia trecută am subliniat că această rugăciune începe cu această carte începe cu o rugăciune. Profetul Habacuc este prezentat rugându-se, strigând, implorând pe Dumnezeu cu privire la condiția spirituală în care se găseau aceștia. Și aș vrea să ne uităm în Habacuc, capitolul 1, vom citi de la versetul numărul 1. Prorocia descoperită prorocului Habacuc. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceava. De aceea, legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Aceasta este constatarea pe care o face profetul Habacuc privind la starea spirituală, starea morală a poporului Dumnezeu de atunci. Iar el nu înțelege de ce Dumnezeu aparent tace. Totuși, în urma acestei rugăciuni, Dumnezeu intervine și îl anunță pe Habacuc cu privire la un eveniment foarte important. Priviți ce spune Biblia de la versetul numărul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre
Voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Iată, voi ridica pe haldeeni, popor turbat și iute care străbate întinde mari de țări, ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat. Numai din el însuși ies dreptul și mărirea lui. Caii lui sunt mai iuți decât leopazii, mai sprinten decât lupii de seară, și călăreții lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască. Privirile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărați și voievozii sunt ca o nimica pentru el. Râde de toate întăriturile, căci îngrămădește pământ și le ia. Apoi, aprinderea îi se îndoiește, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Aș vrea să ne oprim puțin. Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc și îi prezintă o lucrare care pentru vremea de atunci, pentru poporul de atunci, era greu de crezut. Și Dumnezeu spune că în curând va trimite pe babilonieni pentru a năvăli, împlinind astfel scopul lui Dumnezeu, despre care vom învăța foarte, foarte repede. Dacă vă uitați cu atenție, în versetul 6, Dumnezeu spune: iată, voi ridica pe haldeeni. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră care poate sunt pentru prima dată în fața unei astfel de prezentări, în fața Cuvântului Sfânt, să nu vedeți legătura dintre haldeeni și Babilon. De unde știm din Sfânta Scriptură, din cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, că acest termen haldeenii face referire la Babilon, la babilonieni. Aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în cartea profetului Isaia. În cartea profetului Isaia, la capitolul 47, și vom citi de aici începând de la versetul 1. Cartea profetului Isaia, capitolul 47, și vom citi de aici versetul 1. Biblia spune așa: coboară-te și șezi în țărână, fecioară, fica Babilonului. Șezi pe pământ, fără scaun de domnie, fica haldeenilor, căci nu te vor mai numi subțirică și plăcută. Observați dumneavoastră, fica Babilonului este fica haldeenilor. Capitolul 48 din aceeași carte a profetului Isaia, capitolul 48, și vrem să citim de la versetul 20. În Sfânta Scriptură, locuitorii haldeii sunt de fapt locuitorii Babilonului. Nu știu ce spune Biblia în Isaia 48 cu versetul 20. Ieșiți din Babilon, fugiți din mijlocul haldeenilor, vestiți trâmbițați cu glas de veselie, dați de știre până la capătul pământului, spuneți: Domnul a răscumpărat pe robul său Iacob. Pe baza acestor versete, haldeii sunt un simbol al babilonienilor, al Babilonului. Și Dumnezeu a profetizat, anunțându-l pe Habacuc, de această năvălire a Babilonului asupra poporului lui Dumnezeu. Dați-mi voie să ne întoarcem la pasajul nostru din cartea profetului Habacuc, unde Dumnezeu prezintă un lucru foarte important în strânsă relație cu această lucrare a babilonienilor. Dacă citim cu atenție de la versetul numărul 10, Biblia spune, descriind lucrarea Babilonului, își bate joc de împărați și voievozii sunt o nimica pentru el, râde de toate întăriturile, căci îngrămădește pământ și le ia. Apoi, aprinderea îi se îndoiește. Cuvântul aici folosit în original este cuvântul mândria. Mândria este înălțată, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. A fost un moment în istoria Babilonului, așa după cum Dumnezeu a profetizat, când în urma mândriei, în urma înălțării de sine, Nebucadnețar, citim în Sfânta Scriptură, a ajuns să privească tot ceea ce el a realizat
ca aparținându-i, fiind făcute prin puterea, prin înțelepciunea lui Dumnezeu. Citim despre lucrul acesta în cartea Daniel. Daniel, capitolul 4, și aș vrea să vedeți împlinirea acestei profeții făcute de Dumnezeu în cartea Habacuc. Daniel, capitolul 4, vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul numărul 29. Daniel, capitolul 4, de la versetul 29. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Observați, din nou și din nou în versetul 30, Nebucadnețar spune: eu, toate aceste lucruri pe care le-am făcut, toată slava aceasta care mă înconjoară, toate aceste temple, cetatea aceasta care a fost construită, toate acestea au fost făcute prin puterea mea. Exact așa după cum citim în cartea profetului Habacuc. Plin de mândrie, împăratul Babilonului a ajuns să privească la agoniseala sa și la tot ce realizase ca fiind făcut prin puterea sa, considerându-se asemenea unui Dumnezeu pe pământul acesta. Dragii mei, se pune o întrebare în această dimineață, mesajul nostru: de ce vin babilonienii? Am văzut noi că în urma descrierii stării morale, spirituale, pline de nelegiuire în care se găsea poporul lui Dumnezeu, de apostazie, de îndepărtare de la cărările cele vechi, oarecum Habacuc este întristat, mâhnit, se tânguie, plânge privind starea aceasta nenorocită în care se găsea poporul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, îi se părea că nu primește răspuns. Însă Dumnezeu a ascultat din ceruri. Și la această rugăciune Dumnezeu a intervenit prezentându-i lui Habacuc o viziune în care era profetizată, anunțată venirea babilonienilor asupra copiilor lui Dumnezeu, în cazul acesta asupra împărăției lui Iuda. Întrebarea este: de ce? De ce Dumnezeu a văzut necesară năvălirea, venirea babilonienilor peste copiii lui Dumnezeu? Întoarcem în cartea profetului Habacuc și am vrea să citim de acolo niște cuvinte foarte, foarte importante. Cartea profetului Habacuc, capitolul 1, și vrem să citim de aici, de la versetul numărul 12. Priviți ce spune cuvântul: Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri, Doamne? Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele tale. Observați, aici citim în cuvântul lui Dumnezeu, Habacuc recunoaște că această năvălire a babilonienilor este îngăduită de Dumnezeu pentru ca prin poporul acesta să fie împlinite judecățile lui Dumnezeu, ba chiar să fie revărsată pedeapsa lui Dumnezeu asupra copiilor săi necredincioși. Dragii mei, pentru a înțelege mai bine aspectul acesta, avem nevoie să subliniem în această dimineață un aspect foarte, foarte important. Este atât de important încât mă rog ca în aceste momente când vom deschide Biblia, Duhul Sfânt, prezența îngerilor lui Dumnezeu în casa și în familia dumneavoastră, să facă mai mult decât pot face eu prin cuvintele mele. Cât de mult mi-aș dori în această dimineață, în ocazia aceasta de studiu, Duhul Sfânt să pătrundă adânc în inima noastră, să se folosească de sabia cuvântului Dumnezeu și să realizeze acea lucrare lăuntrică pe care Domnul dorește foarte mult să o facă în viața ta și în viața mea. De ce Dumnezeu a îngăduit ca babilonienii să vină asupra copiilor lui Dumnezeu de atunci? Și este foarte important lucrul acesta, pentru că
trebuie să realizăm oarecum paralela cu timpul nostru de astăzi. Mai întâi de toate, aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în cartea Genezei la capitolul 12. În pasajul acesta este prezentată chemarea pe care o face Dumnezeu lui Avram, părintele credincioșilor, părintele copiilor lui Israel, și acolo este prezentată intenția pe care o avea Dumnezeu prin Avram și prin descendenții săi față de lume. Mergem în Geneza la capitolul 12. Geneza la capitolul 12 și vrem să citim împreună de la versetul numărul, haideți să citim de la versetul numărul 1. Geneza 12 de la versetul numărul 1 citim. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare, atenție, și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și atenție acum, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Aș vrea să subliniați aceste ultime cuvinte. Dumnezeu i-a spus lui Avram, dorința sa, intenția sa era ca prin Avram și prin familia sa, prin descendenții lui, toate familiile pământului să fie binecuvântate. Acest lucru este repetat din nou în cartea Genezei. Cartea Genezei, capitolul 18, de data aceasta, și aș vrea să citim Geneza 18 cu versetul 18. Nu uitați, obiectivul nostru este să înțelegem de ce Dumnezeu a îngăduit năvălirea babilonienilor. Geneza 18, de la versetul 18, citim. Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Iar apoi mai departe ne este prezentat de ce Dumnezeu avea să se folosească de Avram, de familia sa, de descendenții săi, pentru a binecuvânta toate neamurile, toate limbile, toate familiile pământului. Versetul 19. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Cu alte cuvinte, prin Avram, prin familia lui Avram, prin descendenții lui Avram, în speță vorbim despre poporul Israel, Dumnezeu dorea ca prin acești oameni, prin poporul acesta deosebit, să fie binecuvântate toate familiile pământului, toate neamurile pământului, orice neam, orice seminție, orice limbă și orice norod, prezentând celor care trăiau în întuneric și neștiință de cunoștința mântuirii, calea lui Dumnezeu. Nu uitați, toate familiile pământului aveau să fie binecuvântate. Haideți să vedem ce înseamnă expresia aceasta conform Noului Testament. În Cartea Galateni, la capitolul 3, citim. Cartea Galateni, capitolul 3, și aș vrea să citim de aici, de la versetul numărul 8. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 3, și vrem să citim de aici versetul numărul 7 și versetul 8. Priviți ce spune Biblia. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință? Versetul 8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Cuvântul folosit aici în limba greacă este cuvântul Evanghelie. A vestit mai dinainte lui Avram această veste bună sau Evanghelia. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu dorea ca prin Avram și prin descendenții săi, copiii lui Israel, întreaga planetă, locuitorii pământului, toate neamurile, toate familiile pământului, să fie evangelizate.
cu Evanghelia veșnică, să poată auzi vestea cea bună a mesajului mântuirii. Mergem în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul numărul 3. Faptele Apostolilor, capitolul 3, și vrem să citim versetul 24. Urmărim în Scriptură această expresie, familiile pământului sau neamurile vor fi binecuvântate prin tine. Ce înseamnă lucrul acesta? Faptele Apostolilor, capitolul 3, și vrem să citim de la versetul 24. De asemenea, toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Cu alte cuvinte, dragii mei, intenția lui Dumnezeu era ca prin descendenții lui Avram, toate familiile pământului, toți locuitorii lumii, toate neamurile să fie evangelizate, să li se prezinte vestea cea bună a unui mântuitor, mântuirea prin Hristos, Hristos care avea să lucreze ajutându-ne pentru a îndepărta păcatul din viața noastră. Iar această lucrare a fost încredințată națiunii iudaice la momentul acela. Dumnezeu dorea să se folosească de ei pentru a evangheliza lumea. Haideți să citim din cartea profetului Isaia. Mergem în cartea profetului Isaia la capitolul numărul 49. Cartea profetului Isaia la capitolul 49. Deci citim aceste pasaje în dimineața aceasta și aprofundăm din nou și din nou un gând important. Este numai pentru a fi cât mai evidentă concluzia pe care o vom face. Cartea profetului Isaia, capitolul 49, și vrem să citim împreună de la versetul numărul 6. Priviți ce spune Dumnezeu aici. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu, ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Aceasta era intenția pe care o avea Dumnezeu cu poporul său, cu poporul Israel. Să ducă mesajul mântuirii, să fie lumina oamenilor până la marginile pământului. Noi știm, Domnul Iisus Hristos a vorbit spunând, eu sunt lumina lumii. În același timp, Domnul Hristos a subliniat, spunând copiilor săi, voi sunteți lumina lumii. Lumina pe care poporul lui Dumnezeu trebuia să o ducă în lume. Lucrarea de evangelizare pe care poporul lui Dumnezeu trebuia să o facă în lume era o reprezentare a caracterului Dumnezeu în lume la data aceea. Aceasta era marea nevoie a omenirii. Chipul lui Dumnezeu fusese șters din națiunile păgune prin idolatrie, prin practici nelegiuite. Iar depozitarii adevărului Dumnezeu, copilul Israel, avea o lucrare mare de făcut. Priviți ce spune Biblia în cartea Romani la capitolul 3. Romani capitolul 3. Și cred că unii dintre dumneavoastră deja puteți descoperi paralela între chemarea lui Dumnezeu cu poporul Israel atunci și lucrarea pe care Dumnezeu a încredințat-o bisericii sale astăzi. Dumnezeu nu și-a schimbat agenda. Dumnezeu dorește același lucru ca în trecut. Cartea Romani, capitolul 3, vrem să descoperim de aici privilegiul pe care îl avea națiunea iudaică. Romani, capitolul 3, și vrem să citim de la versetul numărul 1. Care este deci întâietatea iudeului? Sau care este folosul tăierii împrejur? Cu alte cuvinte, cu ce este mai deosebit un evreu, un iudeu tăiat împrejur fizic? Și astăzi putem să ne gândim la cei care sunt tăiați împrejur spiritual. Versetul numărul 2. Oricum sunt mari
și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Ei erau în posesia adevărurilor prețioase ce trebuiau să fie predicate, rostite în lume. Dar ei nu și-au înțeles misiunea. Și de aceea, când citim în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 13, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 13, totuși profeția dată de Dumnezeu, că lumina mântuirii avea să ajungă până la marginea pământului, avea să se îndeplinească. Numai că Dumnezeu a trebuit să schimbe metoda prin care avea să facă lucrul acesta. Pentru că copiii lui Israel, națiunea iudaică, nu a înțeles misiunea pe care o avea de îndeplinit la porunca lui Dumnezeu. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, și vrem să citim de la versetul numărul 44. Îl avem aici pe Pavel și Barnaba predicând cuvântul lui Dumnezeu neamurilor. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bagiocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem la neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul: te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Dragii mei, ce descoperim noi în această dimineață? Dorim să răspundem la o întrebare foarte importantă. De ce Dumnezeu a îngăduit năvălirea, această persecuție venită din partea babilonienilor asupra împărăției lui Iuda? Și nu uitați, am început să vedem din Scriptură faptul că Dumnezeu a avut un plan foarte important cu descendenții lui Avram, cu poporul lui Israel. Dorința lui Dumnezeu era ca prin ei lumea să fie evangelizată. Dorința lui Dumnezeu era ca prin ei oamenii să ajungă la cunoștința mântuirii, să se îndepărteze de fără de lege, să vadă în Domnul Hristos mântuitorul lor personal. Aceasta era lucrarea pe care Dumnezeu dorea să o facă prin poporul Israel. Dar ei n-au dorit să participe în această lucrare. Și au ajuns să fie atât de prinși în lucrurile lumii acestea, căzând în materialism, în tot felul de pofte, în tot felul de nelegiuiri, mai mult decât atât, au ajuns să pună tot felul de bariere între ei și neamurile din jur, ținând lumina sub obroc, punând lumina sub pat. Și în loc să fie sfeșnicul acela care trebuia să lumineze în întuneric, copiii lui Dumnezeu, în loc să evangelizeze lumea, în loc să prezinte viața și caracterul lui Dumnezeu printre oameni, lumea a ajuns să evangelizeze pe poporul lui Dumnezeu de atunci. Și acum aș vrea să vă gândiți dumneavoastră, să vă puneți pentru un moment în poziția lui Dumnezeu. Erau atât de mulți oameni la data aceea care tângeau după lumină. Erau atât de mulți oameni care aveau nevoie de adevărurile prețioase, sfinte din cuvântul lui Dumnezeu. Aveau nevoie să înțeleagă chemarea lui Dumnezeu. Atât de mulți oameni se găseau în boală, în suferință, pentru că duceau lipsă de adevărurile cuvântului Dumnezeu, ce erau în posesia bisericii sale de atunci. Erau atât de mulți oameni care aveau probleme în familie, se confruntau cu probleme în educația copiilor și lista poate continua. Iar poporul lui Dumnezeu, care avea remediul, medicamentul, tratamentul spiritual, refuza să ofere leacul tămăduitor celor care erau în întuneric. Și cu toate acestea, Dumnezeu dorește mântuirea fiecărui păcătos. Cu toate acestea, Dumnezeu a făcut un plan de mântuire nu doar pentru mântuirea copiilor lui Israel, ci pentru mântuirea fiecărui om. Ce să facă Dumnezeu într-un moment ca acesta, când poporul său este chemat să facă o lucrare și el nu vrea? El se așează confortabil în fotoliu și
trăiește mai departe, de parcă lumea aceasta ar ține o veșnicie. Dragii mei, nu vedeți dumneavoastră paralela cu timpul nostru de astăzi? Și atunci Dumnezeu, în mila și în bunătatea sa, a îngăduit să vină persecuția. Pentru două motive. În primul rând, Dumnezeu avea să pună în lumină adevărul său curat și pe cei care sunt cu adevărat copiii credincioși al lui Dumnezeu. Habacuc era dezamăgit de ceea ce vedea în poporul lui Dumnezeu, de starea aceasta de fără de lege și de apostazie. Dar Dumnezeu vedea ceva ceea ce Habacuc nu vedea. Dumnezeu vedea pe copiii săi credincioși, care în orice împrejurare, atât în vremurile de prosperitate, cât și în vremurile de persecuție, de strâmturare, aveau să rămână credincioși de partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu dorea ca prin această persecuție, Dumnezeu dorea ca să evangelizeze lumea. Pentru că poporul Israel ajunsese să privatizeze lumina sfântă din cuvântul lui Dumnezeu, o țineau pentru ei, în timp ce neamurile din jur piereau în întuneric. Și atunci, în mila și în bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu a văzut că ei nu doreau să evangelizeze, nu doreau să iasă din confortul lor. Și atunci Domnul a îngăduit o stare de lucru la nivel politic, social, economic, militar și lista poate continua în lume, pentru a-i așeza pe copiii lui Dumnezeu într-o poziție în care ei trebuiau să lumineze. Și cu adevărat că lumina lui Dumnezeu a ajuns până înaintea împăraților pământului la data aceea. Dragii mei, acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit această stare de lucruri. Pentru că copiii săi au refuzat să se angajeze în lucrarea lui Dumnezeu și vă este greu de crezut. Repet, ne este greu de crezut că Dumnezeu făcea planuri împotriva propriului său popor. Repet, Dumnezeu lupta împotriva bisericii sale. Dumnezeu plănuia împotriva propriului său popor. De ce? Pentru că ei n-ar fi mers niciodată să facă lucrarea pe care Dumnezeu dorea să o facă în lume. Și prin această persecuție care a venit, Dumnezeu în primul rând și-a curățit biserica sa, punând în lumină pe copiii săi credincioși, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria și mai mult decât atât, Dumnezeu a putut să ducă lumina Evangheliei, lumina mântuirii până la marginile pământului. Însuși împăratul Nebucadnețar al Babilonului, care va fi mântuit, a ajuns să proclame solia Evangheliei la toți locuitorii împărăției sale. Și lucrul acesta a fost plănuit, a fost îngăduit de Dumnezeu pentru salvarea multora care trăiau în întuneric. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu din nou în cartea profetului Habacuc. Ne întoarcem în cartea Habacuc la capitolul 1. Habacuc capitolul 1 și am vrea să citim de aici, de la versetul. Ascultați ce spune versetul numărul 12. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri, Doamne! Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele tale, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ridicat pe babilonieni, acest popor turbat și iute, cu aceste trăsături de caracter, în directă opoziție cu caracterul lui Dumnezeu. Totuși, aceștia lipsiți de lumina lui Dumnezeu au fost folosiți de Dumnezeu pentru a împlini scopul său. În cartea profetului Ieremia, la capitolul 18, priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. În Ieremia, la capitolul 18, aș vrea să citim versetul 11, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi. Așa vorbește Domnul. Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea
Întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea. Îndreptați-vă umbletele și faptele. Dar ei zic degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre. Observați ce spune Dumnezeu. Dumnezeu anunță și spune, fac planuri împotriva voastră, pregătesc o nenorocire împotriva voastră, împotriva propriului său popor. Citiți în Daniel capitolul 1, versetul 1 și 2, Dumnezeu spune că El i-a dat pe copiii săi în mâna împăratului Nebucadnețar. Dumnezeu a creat o stare de lucruri în lume la data aceea, social, politic, economic, militar, și Dumnezeu i-a pus pe copiii săi la colț. Două scopuri avea Dumnezeu. În primul rând pentru a curăța pe poporul său și a pune cu adevărat în atenție lumina adevărului, lumina caracterului Dumnezeu. Iar în al doilea rând, Dumnezeu intenționa ca prin acești puțini, la număr, prin această rămășiță a celor credincioși, lumea să poată fi evanghelizată. Dragii mei, dați-mi voie să vă subliniez în aceste momente un lucru foarte important. Aduceți-vă aminte, spuneam că cartea profetului Habacuc este o carte care a fost scrisă înainte de năvălirea Babilonului, împărăția lui Iuda. Și de aceea credem că oarecum vedem o paralelă între lucrarea lui Habacuc, lucrarea lui Ieremia care anunța același lucru, lucrarea lui Ezechiel care anunța și el același lucru. Aceștia au fost oarecum contemporani și au avut aceeași povară în lucrarea și în activitatea lor. Dar dați-mi voie să vă spun de asta. Vă aduceți aminte de momentul în care profetul Ieremia din nou și din nou apela la mintea și la inima copilului Dumnezeu. Dacă citiți în cartea profetului Ieremia, capitolul 27, nu mai deschid în această dimineață datorită timpului, Ieremia la capitolul 27, Domnul îi poruncește lui Ieremia să facă niște juguri de lemn pe care să le aducă înaintea reprezentanților celorlalte națiuni aliate cu copiii lui Israel împotriva Babilonului, Egiptului, Edomului și lista poate continua. Acestea erau neamuri care nu cunoșteau adevărul lui Dumnezeu, care nu înțelegeau lumina mântuitoare a lui Dumnezeu și se găseau în consiliul acesta militar împotriva Babilonului. Și Ieremia vine și le spune, primiți acest jug, purtați-l, fiți supuși împăratului Babilonului și va fi bine de voi. Vă va lăsa să vă conduceți țara, dar veți plăti bir, veți plăti tribut împăratului Nebucadnețar, veți putea locui în pace în țara voastră dacă vă veți supune. Și ca urmare a prorocilor mincinoși, a celor care vă veneau cu mesaje false din partea celui rău, chiar și aceste neamuri păgâne erau în confuzie. Imaginați-vă dumneavoastră, Ieremia avea un mesaj din partea lui Dumnezeu, acest predicator al adevărului prezent, și din aceeași biserică erau acei alți predicatori care vorbeau lucruri diferite. Iar neamurile, reprezentanții acestor neamuri, stăteau și se uitau la balamucul acesta de confuzie, la cearta și la contrazicerea aceasta. Pe cine să creadă? Se ajunsese un moment în acel timp când biserica lui Dumnezeu hotărâse ca mesajul adevărului prezent, Evanghelia veșnică, să nu poată fi prezentată pe niciun canal oficial al bisericii iudaice la data aceea. Nu se putea predica acest adevăr pe niciun post de televiziune al bisericii iudaice, niciun post de radio nu sublinia, nu difuza predicile lui Ieremia și mesajele lui Ieremia. Ieremia fusese aruncat într-o groapă. Ieremia fusese despărțit de contactul cu oameni. Cărțile lui Ieremia erau tăiate cu briceagul bucăți. Cuvântul lui Dumnezeu nu era acceptat. Cărțile sale erau prezentate de către prorocii falși, de către așa numiții slujitori ai lui Dumnezeu și batjocorite înaintea membrilor bisericii. Și ca urmare a acestei stări, Dumnezeu a trebuit să îngăduie
ca Babilonul și canalele sale. Dumnezeu a trebuit să folosească YouTube-ul lui Nebucadnețar și Facebook-ul lui Nebucadnețar și Instagram-ul lui Nebucadnețar și TikTok-ul lui Nebucadnețar. Dumnezeu a trebuit să folosească aceste canale ale păgânilor pentru a duce mesajul mântuirii până la marginile pământului. Pentru că poporul său nu dorea să evangelizeze lumea. Nu avea nicio povară pentru mântuirea oamenilor. Și atunci Dumnezeu a trebuit să îngăduie persecuție. Dați-mi voie să vă citesc din cartea profetului Ieremia la capitolul 25. Cartea profetului Ieremia la capitolul 25. De ce vin babilonienii atunci? Și de ce Dumnezeu va îngădui Babilonului modern de astăzi să pună la colț pe copiii lui Dumnezeu? Priviți ce spune Biblia. Cartea profetului Ieremia, capitolul 25, vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul numărul, de la versetul numărul 8. De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, pentru că n-ați ascultat cuvintele mele, iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul. Și voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îl voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei. Robul meu Nebucadnețar. Dumnezeu avea să folosească pe Nebucadnețar pentru o lucrare de necrezut. Cum poate Dumnezeu să lucreze în felul acesta? Dragii mei, Dumnezeu a lucrat în felul acesta de-a lungul veacurilor. Aduceți-vă aminte cartea Judecători. Din nou și din nou ni se spune că atunci când poporul lui Dumnezeu nu își împlinea misiunea, nu trăia după lumina dată de Dumnezeu, copiii săi erau supuși, erau persecutați de către neamurile din jur. Același lucru s-a întâmplat cu Babilonul, același lucru s-a întâmplat cu romanii, același lucru s-a întâmplat de-a lungul veacurilor. Dragii mei frați și surori în Domnul Iisus Hristos, de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? Din două motive. Unu, confuzia cu privire la adevărata misiune. Confuzia cu privire la ce este adevărul lui Dumnezeu și cine sunt copiii credincioși ai lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, gândiți-vă dumneavoastră că în vremea aceea Ieremia nu era văzut ca un copil credincios al lui Dumnezeu. Dar când Nebucadnețar a venit, Nebucadnețar l-a lăsat în viață. Pentru că a recunoscut în Ieremia un slujitor al lui Dumnezeu. Frații și surorile mele, dați-mi voie să înțelegeți, persecuția va arăta cu adevărat cine sunt copiii lui Dumnezeu astăzi. Astăzi ar putea să fii descurajat uitându-te la biserică. Dar Dumnezeu are oameni credincioși. Și Dumnezeu va lua adevărul său prin acești copii credincioși ai săi, asemenea lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Și Dumnezeu va folosi indivizi să facă adesea ceea ce nu a putut face o biserică întreagă de-a lungul a 10, ba chiar peste 100 de ani. Dumnezeu nu are nevoie de mulți oameni. Istoria ne-a arătat lucrul acesta. Dumnezeu a avut nevoie de un Luther, de un Zwingli, din Wesley, de un Jan Hus pentru a zgudui Europa aceasta și aduce Evanghelia lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu nu poate face această lucrare și într-un timp ca acesta? Oh, și încă cum? Aș vrea să vă citesc în aceste momente din cartea Comentarii Biblice de către Ellen White, ceea ce noi am învățat din Sfânta Scriptură, citesc din aceste cuvinte inspirate doar pentru a confirma că nimic din ceea ce a scris această femeie, acest profet al lui Dumnezeu al rămășiței, nu contrazice cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. În cartea aceasta, Comentarii Biblice, este un comentariu pe care îl face ea cu privire la motivul pentru care copiii lui Dumnezeu au ajuns în robia babiloniană, de ce totul a fost distrus cu foc. Este un comentariu pe pasajul din 2 Regi, sau 2 Împărați, capitolul 25 cu 9. Fiți atenți ce spune aici. De ce a îngăduit Dumnezeu ca Ierusalimul să fie nimicit de foc prima dată? De ce a îngăduit Dumnezeu
ca poporul său să fie înfrânt de vrăjmașii lor și duși în țări păgâne. Acestea s-au întâmplat pentru că ei au dat greș, atenție, a fi misionarii săi și au ridicat ziduri de despărțire între ei și popoarele din jur. Observați dumneavoastră, ei au ieșuat în a fi misionarii lui Dumnezeu. Ei au ridicat ziduri de despărțire între ei și neamurile din jur. Aduceți-vă aminte, când Domnul Hristos a venit, ni se spune, iudeii n-aveau nicio legătură cu samariteni. Îi vedeau asemenea unor draci. Iudeii se uitau la neamurile din jur ca niște câini. Ca niște câini care n-ar trebui să aibă acces la pâinea cuvântului Dumnezeu. Bariere, nici o dorință de a evangheliza lumea. Ei se vedeau buricul pământului. Ascultați, ei au dat greș a fi misionarii săi și au ridicat ziduri de despărțire între ei și popoarele din jurul lor. De aceea, Dumnezeu i-a împrăștiat pentru ca cunoștința adevărului său să poată fi dusă în toată lumea. Observați dumneavoastră, de ce a îngăduit Dumnezeu? Care a fost unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit această năvălire a Babilonului peste copiii săi? Pentru că Dumnezeu dorea ca lumina sa să nu mai rămână sub obroc. Dumnezeu dorea ca lumina sa să fie răspândită în întuneric. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun. Mulți dintre dumneavoastră vă gândiți unde să fiți. Mulți dintre dumneavoastră nu mai crește spiritual de ani de zile, pentru că vă găsiți în locuri unde lumina este prezentă, unde nu ne călcăm spiritual unul pe degete și în felul pe altul pe degete, între ghilimele vorbesc, nu mai avem loc unul de altul. Și iată-ne în felul acesta, noi ieșim să înțelegem că lumina este prețioasă în întuneric, chiar și în aceste momente grele, aceia dintre dumneavoastră care intenționați să vă mutați, să părăsiți marile orașe. Ghidați-vă după principiul acesta. Dorința lui Dumnezeu este să mergem acolo unde este întuneric. Pentru că prin familia noastră, prin relația noastră din familie, prin copiii noștri, prin cuvintele noastre, prin predicile noastre, prin munca noastră de zi cu zi, lumea să poată fi evanghelizată. Și acolo unde oamenii n-au auzit niciodată despre cuvântul lui Dumnezeu, despre întreita solie îngerească, despre ce înseamnă să fii adventist de ziua șaptea, noi trebuie să mergem și să fim mesagerii lui Dumnezeu în acele locuri. Dragii mei, să fie oare acesta motivul pentru care asemenea copilul lui Israel și noi avem probleme astăzi? Și ne întrebăm de ce nu mai ieșim din ele? Pentru că nu avem o povară reală pentru evangelizarea lumii. Noi nu suntem chemați în lumea aceasta să trăim numai pentru noi. Dați-mi voie să vă întreb, dragii mei. Aș vrea să vă gândiți foarte serios dumneavoastră și cu mine. Dacă nu ar fi fost pandemia și dacă nu ar fi fost războiul acesta la orizont, dacă nu ni s-ar fi vorbit despre digitalizarea aceasta care este în fața noastră, despre banii acestea digitali, despre toate planurile acestea care se văd în fața noastră, vă întreb pe dumneavoastră, în starea de confort, de bine, de prosperitate, de pace, de liniște, am mai avea noi o dorință profundă pentru evangelizarea lumii? Am mai avea noi o dorință profundă pentru a ieși din confortul nostru, din goana aceasta după materialism și după lucrurile lumii, ca să facem lucrarea lui Dumnezeu? Și asemenea copilul lui Israel din Egipt, Dumnezeu trebuie să îngăduie niște lucruri în societate. Dumnezeu trebuie să îngăduie ca asemenea copilului Israel din Egipt să ni se ia paile, să ni se crească astăzi prețul la gaz, să ni se crească prețul la curent, să ni se crească prețul la lemne, să avem tot felul de impozite, tot felul de probleme care vin peste noi, numai cu un scop ca să ni se facă scârbă de pământul acesta, că altfel nu se poate. Și să realizăm că dacă mai trăim mult pe pământul acesta, ne autodistrugem în dorința noastră de a stăpâni unul peste altul. Și poate convinși de această realitate a nelegiuirii din jurul nostru, să strigăm la Dumnezeu pentru a ne elibera și să spunem, Doamne, vrem să mergem acasă.
Acesta este motivul pentru care Dumnezeu plănuiește și orchestrează niște evenimente în lumea noastră care merg împotriva gândirii noastre. Și poporul lui Dumnezeu pas cu pas este pus la colț în încercarea lui Dumnezeu de a evangheliza, de a evangheliza lumea. Dumnezeu va face lucrul acesta, frații. Țineți-vă bine, pandemia a fost un moment în care Dumnezeu a dorit să pună în lumină pe poporul lui Dumnezeu în fața lumii. Dumnezeu a dorit să-l ia pe Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, în timp ce toată lumea era chemată să mănânce și să se spurce din bucatele nesfinte și necurate ale împăratului Nebucadnețar. Dumnezeu a dorit să facă cu noi în timpul acesta de pandemie ce a făcut cu Daniel în momentul acela. Numai că noi am ajuns să ne aliniem la ceea ce face lumea. Și doar puțini au avut curajul să stea pentru libertatea de conștiință, pentru libertatea de exprimare și să rămână la principiile descoperite din Cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie și din Spiritul Profetic cu privire la adevărata metodă de vindecare și la, Evanghelia Sănătății. Puțini au fost aceștia. Știți ce va face Dumnezeu? Pentru că n-am învățat nici din această lecție. Dumnezeu va îngădui alte stări în societate. Dumnezeu va îngădui națiunilor pământului care nu cunosc pe Dumnezeu. Vor fi folosite de Dumnezeu pentru a pune pe poporul lui Dumnezeu la colț. Vom avea de suferit, dar Dumnezeu își va îndeplini două lucruri în felul acesta. Dumnezeu în primul rând va curăța biserica sa și va arăta că doar aceia care au o relație personală cu Dumnezeu sunt copiii săi credincioși. În al doilea rând, prin acești oameni, Dumnezeu va orchestra și va pregăti platforme unde oameni asemenea lui Iosif, oameni asemenea lui Daniel, vor sta înaintea împăraților pământului. Dragii mei, noi trebuie să ne pregătim pentru timpul acesta. Aș vrea să vă spun în această dimineață, s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să vă gândiți și să spuneți: frate Andrei, da, îmi aduc aminte de momentul în care Dumnezeu a îngăduit ca armata asiriană să vină să cucerească pe poporul lui Dumnezeu și o fetiță a fost luată în casa lui Naaman, prin care familia lui Naaman a fost evangelizată. Am înțeles aspectul acesta. Am înțeles că Dumnezeu a îngăduit ca împăratul Nebucadnețar să vină peste împărăția lui Iuda și prin Daniel și prietenii săi, împărăția Babilonului a fost evangelizată, împărăția Medopersiei a fost evangelizată, cunoștința de Dumnezeu a fost dusă până la marginea pământului. Am înțeles că Dumnezeu a îngăduit ca Petru, Ioan să stea înaintea mai marilor lumii, Pavel să stea înaintea Cezarului. Dumnezeu a îngăduit astfel de lucruri. Dar oare astăzi noi nu facem evanghelizare? Oare astăzi noi nu suntem implicați în lucrarea lui Dumnezeu de răspândire a Evangheliei? Oare nu suntem noi astăzi implicați în lucrarea de misiune? Dragii mei, dragi frați și surori, scump prieteni în Domnul Iisus Hristos, trăim într-un timp în istoria acestui pământ când cea mai fățișă apostazie și nelegiuire este făcută în numele evanghelizării și a misiunii. Repet, cea mai fățișă apostazie și fără de lege și nelegiuire este făcută în numele evanghelizării. N-am să uit de câte ori am fost peste hotare și adesea mă doare sufletul, mă doare inima să văd indiferența manifestată de unii dintre conducătorii bisericii cu privire la ce se întâmplă cu turma lor, mă refer la comunitățile de români, de moldoveni, din diaspora care suferă sabat de sabat și își chinuie sufletul în locuri unde Dumnezeu este îndepărtat, unde Dumnezeu este împins afară pe ușile bisericilor. Frații și surorile mele, am ajuns să facem evanghelizare cu biserici cafenea, unde oamenii se adună și servesc cafea la serviciile de închinare. Am ajuns să facem evanghelizare prin scenete de teatru, prin pantomimă, prin lumina închis și niște mânuși pe mână pe care le fluturăm prin biserici și prin întâlnirile noastre de tineret și numim aceste lucruri evanghelizare. Mă întreb,
Cum se poate predica întreita soningerească folosind astfel de metode? Am ajuns să facem evanghelizare cu Moș Crăciun. Am ajuns să facem evanghelizare împrumutând practicile păgânismului aduse în mijlocul nostru. Aduceți-vă aminte numai ce s-a întâmplat acum cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Am ajuns să facem evanghelizare folosindu-ne de niște metode care n-au nimic de a face cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Îi facem evanghelizări cu tinerii, invitându-i la campionate de fotbal, de basket, de tenis, și lista poate continua. Spuneam în glumă cuiva că în curând probabil mă voi înscrie și eu la un campionat de genul acesta de jocuri pugilistice sau de arte marțiale unde să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Frații și surorile mele, am ajuns să numim apostazia și nelegiuirea evanghelizare. Tot felul de concerte, tot felul de simpozioane, tot felul de lucruri în încercarea de a ne face să ne simțim bine că mai facem ceva. Dar ce înseamnă cu adevărat evanghelizare în ochii lui Dumnezeu? Ce înseamnă a fi implicați în lucrarea de evanghelizare? Care este evanghelizarea pe care o recunoaște Dumnezeu? Dați-mi voie să vă citesc în Matei la capitolul 23 și să realizăm că în vremea Domnului Iisus Hristos, în biserica iudaică exista un zel pentru lucrarea misionară. Mergem în Matei la capitolul 23. Matei la capitolul 23 și am vrea să citim împreună de aici, Matei 23 și vrem să citim de la versetul numărul, ia ascultați ce spune Biblia de la versetul numărul, haideți să citim versetul numărul 15. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei de două ori mai răi decât voi înșivă. Observați dumneavoastră? Ei aveau zel misionar. Ei înconjurau marea și pământul să facă un tovarăș de credință, dar să-i facă pe oameni, să-i aducă pe oameni într-o experiență asemenea lor. Cu alte cuvinte, să fie făcuți de două ori mai răi decât chiar cum erau în lume. Acesta este motivul pentru care în timp ce noi strigăm ca oamenii să vină la evanghelizare astăzi, Dumnezeu spune stați afară. Rămâneți acolo pentru că aceasta este o ipocrizie. Aceasta nu este evanghelizare. Scopul evanghelizării nu este să botezăm pe oameni, spunea Apostolul Pavel. Deși consecința naturală, firească, spirituală a unui om care îl întâlnește cu adevărat pe Dumnezeu se concretizează și în actul botezului. Dar nu aceasta este misiunea noastră. Pavel spunea, Dumnezeu nu m-a trimis pe mine în lume să botez, ci Dumnezeu m-a trimis pe mine în lume să predic Evanghelie. Când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în întreaga lume, ca să slujească drept mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Și scopul Evangheliei este doar unul singur, reflectarea caracterului Domnului Hristos. Mă doare inima să vă spun, frații mei, în câte ocazii în țară și peste hotare m-am întâlnit cu frați de credință care dădeau mâna cu mine cu degetele pline de inele, cu gâturile pline de lanțuri, cu îmbrăcăminte care n-are nimic de-a face cu un copil al lui Dumnezeu. Și îmi spuneau, sunt frate, sunt soră în biserica cutare, sunt membru în biserica cutare. Și apropo, acești oameni sunt mai membri decât mulți dintre noi care stăm pentru adevăr. Sunt văzuți ca fi mai mult membri. Acești oameni sunt membri, da, oameni care curvesc în biserici, oameni care trăiesc în neorânduială, oameni care habar n-au de Evanghelie și de mesajul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Aceștia sunt membri. Unul ca mine nu mai este văzut ca membru. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin credință pot să aud cuvintele Domnului Iisus Hristos din sanctuarul ceresc. Și pot merge mai departe în lucrarea pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu. Frații și surorile mele, ce înseamnă lucrare de evanghelizare? Ce înseamnă lucrare de evanghelizare? Hai să facem evanghelizare prin metoda aceasta. Totul este astăzi lucrare de evanghelizare. Totul este, trebuie să facem evanghelizare.
Dar evanghelizare cum? Mergem să scoatem dracii din oameni cu aceiași draci în viața noastră. Tu care spui altora să nu, tu faci exact lucrurile pe care spui să nu. Frații și surorile mele, ce înseamnă cu adevărat lucrarea de evanghelizare? Aș vrea să vă citesc din Spiritul Profetic, din sfatul inspirat al lui Dumnezeu, două citate care ne vor ajuta să înțelegem mai bine misiunea la care noi suntem chemați în lume la momentul acesta. În Semnele Timpului, 3 martie 1881, această publicație, profetul lui Dumnezeu spune așa: de ce a ales națiunea iudaică Dumnezeu și a legat de el? Pentru a-i face reprezentanții caracterului său în lume. El dorea ca ei să fie un far de lumină pentru toate națiunile din jur, ca numele său să fie glorificat și lucrarea sa înălțată. Prin comuniunea cu Dumnezeu, copiii lui Israel aveau să devină părtași de natură divină. Inimile lor, ce erau înjosite de păcat, aveau să fie curățate, aspirațiile lor aveau să fie nobile, ei trebuiau să fie un exemplu pentru lume a ceea ce omul poate deveni prin Iisus Hristos. Semnele Timpului, 3 martie 1881. Cu alte cuvinte, iubiții mei frați, stimate surori, dragi prieteni, adevărata evanghelizare înseamnă a prezenta caracterul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Acesta este motivul pentru care evanghelizările noastre clasice nu merg și n-au cum să meargă. Și ne mirăm de succesul, între ghilimele spun acum, al bisericilor din jurul nostru, unde oamenii vin cu mulțimile. De ce? Pentru că noi tot timpul anului trăim cum ne place nouă. Noi tot timpul anului n-avem nicio povară pentru mântuirea oamenilor. N-ar ne bifăm în calendar o săptămână în care oarecum devenim mai bun pentru că ducem și dăm o invitație în mâna oamenilor. Este imposibil ca oamenii să fie mințiți în felul acesta. Este nevoie de o convertire, este nevoie de o schimbare mai întâi de toate a vieții noastre. Și atunci când oamenii vor vedea în viața noastră de zi cu zi, oamenii pe care noi avem la lucru, cu angajații cărora le dăm salarii la timp, cu oamenii, cu vecinii noștri pe care încercăm să-i ajutăm și lista poate continua, atunci oamenii vor înțelege că îi iubim și dacă va mai fi nevoie, va trebui să predicăm și cuvântul lui Dumnezeu, însă în mod natural oamenii vor fi atrași de lumină, cum sunt atrase muștele și țânțarii și gângănile la un stâlp de lumină în tâmpul verii. Așa trebuie să se adune lumea în jurul copiilor lui Dumnezeu. Dar noi am înțeles că evanghelizare înseamnă o porțiune din an pusă deoparte. Evanghelizare înseamnă o săptămână sau 10 zile. Evanghelizarea este un stil de viață. Zi de zi suntem chemați să trăim alături de Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu a intenționat să facă cu poporul său atunci, cu națiunea iudaică, să ducă cunoștința luminii și a caracterului Dumnezeu, Dumnezeu intenționează să facă prin poporul său astăzi. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6 și 7 spune: am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Dumnezeu dorește ca de data aceasta misiunea care a fost încredințată copilului lui Israel și pe care n-au împlinit-o, să fie împlinită de poporul Advent în timpul acesta. În Cartea Mărturii, volumul 6, Mărturii, volumul 6, la pagina 221, vreau să vă citesc un citat, un ultim citat în această dimineață. Mărturii, volumul 6, pagina 221. Ia ascultați ce spune profetul lui Dumnezeu aici. Scopul lui Dumnezeu pentru instituțiile sale de astăzi, instituțiile sale de astăzi, care sunt instituțiile sale de astăzi? Școlile noastre, sanatoriile noastre, centrele noastre de sănătate, casele noastre de editură,
sălile noastre de tratament, restaurantele noastre, tot ce înseamnă instituțiile poporului Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu pentru instituțiile sale de astăzi, poate fi văzut și în scopul pe care a căutat Dumnezeu să-l realizeze prin națiunea iudaică. Poporul său a fost, planul său a fost ca prin Israel să dea binecuvântări bogate tuturor popoarelor. Prin ei trebuia să fie pregătită calea pentru ca lumina sa să fie răspândită în întreaga lume. Prin practicile păgâne pe care le urmaseră, neamurile pământului pierduseră cunoștința despre Dumnezeu. Cu toate acestea, în îndurarea sa, Dumnezeu nu le-a distrus. Știți că adesea noi ne întrebăm, de ce Dumnezeu nu pedepsește nelegiuirea ce se găsește în națiunile pământului? Păcatele Sodomei și ale Gomorei au ajuns la culme în multe dintre aceste națiuni și cu toate acestea Dumnezeu n-a intervenit. Știți de ce? Pentru că acești oameni, cu toate că sunt în apostazie asemenea lui Nebucadnețar, asemenea Babilonului care dădea cu bobii, cerceta ficatul și în tot felul de practici păgâne spiritiste căutau să vadă voia lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, iubiții mei, frați și surori, ei n-ajunseseră în contact cu lumina adevărului Dumnezeu. Și pentru că n-au ajuns în contact cu lumina adevărului Dumnezeu, Dumnezeu a avut milă de ei. Pentru că ei nu știau, în timp ce poporul lui Dumnezeu stătea giftuit cu burta la soare spiritual, având adevărurile lui Dumnezeu. Priviți ce spune aici. Prin practici păgâne, cunoștința, neamurile pământului pierduseră cunoștința despre Dumnezeu. Cu toate acestea, în îndurarea sa, Dumnezeu nu le-a distrus. El a plănuit să le dea ocazia să-l cunoască prin biserica sa, a plănuit ca principiile descoperite prin poporul său să fie mijloacele de refacere a chipului moral al lui Dumnezeu în om. Aceasta este adevărata evanghelizare. Aceasta este adevărata misiune. Să-i ajutăm pe oameni chipul moral al lui Hristos să fie refăcut în om. Știți cum este? Există un proverb care spune așa: ce muzică ai, pe aceea dansezi. Și dacă noi chemăm pe oameni în biserică, prin jocuri, prin scenete, prin teatru, prin ritmurile lumii și lista poate continua, prin cafe biserică, când ne aducem pe oameni cu această muzică, va trebui să întreținem dansul lor mai departe cu tot astfel de tratament. Și când vine un nebun ca Andrei Orășan, când vine un așa numit fanatic sau extremist, așa cum unii dintre astăzi sunteți numiți ca și mine, atunci în momentul acela noi deranjăm liniștea bisericii. Noi deranjăm liniștea poporului Dumnezeu. Nu, frații mei. Noi dorim să-i salvăm pe copiii lui Dumnezeu care au fost înșelați. Și de aceea, ca și lucrători, pastori, evangheliști, prezbiteri, misionari, indiferent ce poziție am avea, noi nu trebuie să fim mulțumiți văzându-i pe oameni intrând în bazinul de botez și atât. Pentru că din nefericire, poate și dumneavoastră ați văzut ce am văzut eu, intră candidații de botez cu îmbrăcăminte în apa botezului și după apa botezului îmbrăcăminte a intrat la apă și s-a scurtat. Și vedem același stil de viață din lume dus mai departe de data aceasta în biserică cu oameni care ridică mâna sus, cu inelele pe degete și cu lanțurile la gât pentru excluderea celor care vor să stea pentru cuvântul Dumnezeu. Cel puțin așa mi s-a întâmplat mie. Frații și surorile mele, este o rușine ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Motivația noastră este, Doamne, îți mulțumim pentru sufletele care au auzit cuvântul. Îți mulțumim pentru cei care au participat la evanghelizare. Îți mulțumim pentru cei care s-au botezat. Dar lucrarea nu s-a terminat. Avem în continuare de lucrat, de rugat, de mijlocit, de predicat. Pentru ca să ajungem să reflectăm chipul moral al lui Hristos în viața ta și în viața mea. Aceasta este evanghelizarea care trebuie făcută în lume. Din nefericire, lucrul acesta nu mai este înțeles de mulți din mijlocul poporului Dumnezeu. Ce va face Dumnezeu într-un timp ca acesta? Dragii mei, personal,
Eu cred că Dumnezeu va proceda exact așa cum a procedat cu împărăția lui Iuda. Dumnezeu vede că n-avem nicio dorință de a duce lumina până la marginea pământului. Încercăm cu tot felul de programe hibrid care n-au miezul dorit de Dumnezeu. Și atunci, Dumnezeu în mila și în bunătatea sa, văzând oameni asemenea lui Daniel, asemenea tinerilor din câmpia dură, prezenți în poporul lui Dumnezeu astăzi, Dumnezeu va îngădui o serie de lucruri în societate, pe plan politic, militar, economic și lista poate continua religios, și copiii lui Dumnezeu vor fi puși în împrejurări. În experiența lor sinceră cu Dumnezeu va fi prezentată înaintea mai marilor lumii acestea. Cum va face Dumnezeu lucrul acesta? Nu știu. Vă dau un exemplu. Vă gândiți dumneavoastră că în urma acestui conflict între Rusia și Ucraina, de fapt între Rusia și NATO, Statele Unite ale Americii și aliații ei, pentru că acesta este de fapt războiul care are loc, vă gândiți dumneavoastră că acest conflict ar trece granița țării noastre? S-ar putea ca să spuneți, lucrul acesta nu se poate întâmpla. Dar de unde știți că nu se poate întâmpla? Știați dumneavoastră că România are cea mai mare concentrație de adventiști de ziua șaptea din toată Europa? Peste 100.000 de adventiști de ziua șaptea care au o misiune de făcut nu doar pentru țara noastră, cât pentru întreaga Europa. Și în dorința lui Dumnezeu de a ne trezi pe noi, așa cum a dorit Dumnezeu să facă în trecut, poate Dumnezeu îngădui o serie de lucruri în societate, în încercarea sa de a ne trezi din confortul și din siguranța în care ne găsim. Și intră România în război. Și suntem chemați la arme. Adventiștii de ziua șaptea sunt chemați la armată. Și acum suntem puși în fața unei încercări. Ce facem? Punem mâna pe arme. Participăm la instrucție. Ce facem cu ziua sabatului? Și lista poate continua. Dragii mei, printr-o astfel de hotărâre, lucrarea care nu s-a făcut în peste 100 de ani, poate în România, se poate face foarte scurt cu câțiva. Unde televiziunile vor veni și vor filma, poate în aceste cazarme militare, copiii ai lui Dumnezeu, care refuză să calce poruncile lui Dumnezeu, asemenea lui Daniel și asemenea prietenilor lui. Este un scenariu, este doar o ipoteză. Dar gândiți-vă ce poate îngădui Dumnezeu în lumea aceasta pentru a scoate la iveală pe cei care sunt cu adevărat ai săi. Eu cred că Domnul va face lucrul acesta. Dumnezeu nu va mai aștepta după noi. Dumnezeu nu va aștepta la nesfârșit un popor. Și noi ne uităm în jur și ne gândim când Evanghelia aceasta va fi propovăduită în întreaga lume, atunci va veni sfârșitul. Și după cum se vede, mai e mult. Mai este foarte mult. Când mă uit la viața mea, cât mai am de schimbat eu și alții, mai este mult. Și ne culcăm pe urechi. Eșuând în a înțelege că Dumnezeu are copii credincioși care în timp ce noi stăm nepregătiți, ei se pregătesc. Și de dragul lor, Dumnezeu va îngădui lucruri care să se întâmple pe pământ și care vor aduce adevărul lui Dumnezeu înaintea întregii lumi. În o săptămână de zile, lumea a învățat cuvântul COVID. Lui Dumnezeu nu-i trebuie mult ca să aducă adevărul poruncilor sale, adevărul prezent înaintea întregii lumi, într-un timp foarte scurt. Întrebarea este, mă va folosi Dumnezeu pe mine și pe tine în timpul acesta? Aceasta să fie întrebarea noastră cea mai profundă. Nu să stăm cu ochii pe ceea ce vine numai. Da, este important. Important este ce facem noi astăzi. Aș vrea să închei cu un pasaj din Biblie în această dimineață și vă invit să ne rugăm, urmând ca la ora 11 cu ajutorul lui Dumnezeu să continuăm studiul nostru în cartea profetului Habacuc. Priviți ce spune Biblia în cartea Iov. Iov la capitolul 23. Iov capitolul 23 și aș vrea să citesc de aici versetul numărul 10. Și nu uitați, criza nu clădește caracterul. Criza finală nu clădește caracterul. Criza finală, examenul final, va da pe față caracterul care deja a fost format. Un cutremur de pământ nu creează blocuri, apartamente și locuințe. Un cutremur de pământ testează temelia pe care a fost construită.
Priviți dumneavoastră ce spune Biblia în Iov 23:10. Dar el știe ce cale am urmat trecut. Ce cale am urmat. Dumnezeu știe cum am trăit până acum. Dumnezeu știe ce alegere am făcut până acum. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aur. Ce spune eu? Pentru că Dumnezeu vede cum eu am trăit până în momentul acesta. Iov spune, dacă m-ar arunca Dumnezeu într-o încercare, în cuptorul cu foc în față, în câmpia dură în față, Dumnezeu știe că aș ieși curat ca aur. Și pentru că Dumnezeu știe lucrul acesta, frații mei, pentru că Dumnezeu știe cum noi trăim astăzi, Dumnezeu vede ce cale urmăm în fiecare zi. Dumnezeu vede. Dumnezeu ne vede când suntem la locul de muncă și au rămas niște șuruburi de la șantier și a rămas un sac cu clet sau a rămas ceva. Dumnezeu vede că noi nu le luăm și le lăsăm acolo, spunem proprietarul, știți? Mi-au rămas aceste lucruri. Poate aveți dumneavoastră nevoie de el. Dar sunt oameni care se gândesc, nu lega gura boului în timp ce trăie. Bagă-le în buzunar și te duci cu buzunarele pline și crezi că Dumnezeu te binecuvintează. O viață de compromis, minciuni, compromisuri, goană, alergare după bani, câștiguri cu orice preț. Și Dumnezeu vede ce cale am urmat până acum. Și dragii mei, dacă Dumnezeu ar îngădui să vină o încercare mai mare, ce reprezentare a Evangheliei vom da noi înaintea împăraților lumii acestei? Ce cale urmezi eu astăzi, Andrei Orășanu? Ce cale urmezi tu și cu mine astăzi? Vede Dumnezeu că ne poate arunca în încercarea care stă în fața noastră. Câtă milă și câtă bunătate are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De aceea vă îndemn în această dimineață să vă gândiți și să vă rugați și să nu uitați, Doamne, m-ai pus în această lume cu un scop. În primul rând vrei să mă salvezi pe mine, dar prin viața mea schimbată, prin atitudinea mea, prin familia mea, Doamne, Tu dorești ca eu să fiu o binecuvântare pentru toți cei din jurul meu. Tu dorești, Doamne, ca lumina Ta să strălucească asupra tuturor celor din jur. Pentru că nu vom lua nimic de pe pământul acesta. Iubiții mei, frați, de ce vin babilonienii? De ce îngăduie Dumnezeu această criză la orizont? De ce îngăduie Dumnezeu această pandemie? Noi nu vrem să evangelizăm lumea. Nu vrem să ieșim între oameni. Și atunci Dumnezeu va începe să încălzească cuptorul. Punând pe copiii Săi într-o poziție în care adevărul va fi văzut. Și chiar dacă majoritatea, dezamăgesc pe Dumnezeu, Dumnezeu are oameni, indivizi, 7000, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și care vor duce prin cuvânt și mai ales prin exemplul lor a unei vieți schimbate, adevărul până la marginea pământului. Domnul să mă ajute pe mine și pe tine să facem parte dintre aceștia. Vă invit în aceste momente să ne rugăm Bunului Dumnezeu. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, din nou în această dimineață, Tu ai pătruns adânc în inima noastră, Doamne, și ne descoperi starea noastră în care ne găsim. Suntem atât de preocupați cu lucrurile lumii acestea și uităm că în jurul nostru sunt suflete care gem și suspină după adevărul Tău, Doamne, cuvânt care le-ar putea aduce eliberarea din robia păcatului, din problemele pe care le au de sănătate în familie, în educația copiilor. Doamne Dumnezeule, Te rugăm, pune Tu o povară în inima noastră de a fi credincioși misiunii pe care ne-ai încredințat-o. Binecuvintează, Te rog, pe toți aceia care sunt în poziții de răspundere și ajută-ne, Doamne, să ne înțelegem adevărata misiune la care Tu ne-ai chemat. Te rog în aceste momente să fii Tu cu toți cei care au ascultat această prezentare acum și mai departe și în numele Domnului Hristos să binecuvintezi pe cei bolnavi, pe cei care sunt în durere, în suferință, în mila și în planul Tău, Doamne, să lucrezi după voia Ta spre vindecarea lor, să binecuvintezi relațiile care sunt rupte, problemele din familie, părinții, copiii și să ne pregătești, Doamne, pentru apropiata Ta venire. În numele lui Iisus Te-am rugat și-ți mulțumim. Amin.